Mulțumesc, stimată doamnă președinte de ședință, doamnelor și domnilor deputați. Declarația mea politică de astăzi se intitulează România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor ei. Stimați colegi, zilele trecute am asistat la un atac extremist și antisemit împotriva actriței Maya Morgenstern. Într-un limbaj foarte violent, tipic perioadei interbelice, expeditorul lansa împotriva actriței și a teatrului evreiesc de stat amenințări cu moartea. Instituțiile statului român trebuie să investigheze urgent aceste amenințări și, în consecință, să adopte măsurile care se impun. Stimați colegi, din câte mi-amintesc, nu trăim în timpul regimului antonescian și nici în Germania hitleristă, ci trăim într-o democrație consfințită de Revoluția din 1989 și reglementată de Constituția României. Din păcate, se pare că nu am învățat mai nimic din lecțiile istoriei. La articolul 4, aliniatul 2 din Constituție, se prevede că România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor ei, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de apartenență politică, de avere sau de origine socială. Ca și cum aceste prevederi constituționale nu ar exista, discursul de incitare la ură, rasist și intolerant, ținut în public ori pe rețelele de socializare, s-a amplificat în ultima perioadă. Principalele ținte rămân în continuare minoritatea evrească, minoritatea romă și cea maghiară. Stimați colegi, azi este momentul ca toate partidele politice parlamentare, PNL, PSD, UCR, UDMR și AUR, să adopte o atitudine fermă împotriva oricăror forme de discriminare rasială, de incitare la ură și violență. Așa cum precizam mai devreme, România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor ei. Să nu uităm că minoritățile naționale au contribuit de-a lungul secolelor la formarea și desăvârșirea acestei țări. Cu toții trecem printr-o perioadă extrem de grea din cauza pandemiei, de aceea nu trebuie să ne pierdem rațiunea și nu trebuie să acționăm unii împotriva altora. Nu trebuie ca în această perioadă să găsim un țap ispășitor pentru toate relele din România. Așa cum, din păcate, s-a întâmplat anul trecut, în prima stare de urgență, atunci când minoritatea romă era linșată mediatic și identificată ca țap ispășitor pentru COVID-ul românesc. În calitatea mea de deputat al minorității rome, fac un apel către toți politicienii din această țară să renunțe la mesajele și declarațiile care incită la ură și rasism. Nu aceasta este soluția. Toți cetățenii acestei țări trebuie să conviețuiască pașnic. Stimați colegi parlamentari, noi, în calitate de aleși ai poporului, am jurat să apărăm democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Acest jurământ trebuie respectat în integralitatea sa. De aceea, discursul și acțiunile care incită la ură, la discriminare și rasism trebuie sancționate aspru. Vă mulțumesc, Cătălin Manea, deputatul minorității romene.